Da. Acum am vrut să zic un cuvânt ce nu putem zice. 3 luni mai sunt mamă. Eu nu răspund de ține mea. Care vrei să sponsor? Vrei să vezi că nu mai mergem în Irlanda de niciun, niciun vizită. Nici ai mei nu mai vin aici. Vrei să sponsor mama? 3 luni în ritmul ăsta, ce faci? Mai câștigăm un contract. Și acolo toate fetele ce au. Ceva de curățenie sau de mâncare? Trebuie. Oh, ce mi-a pușcat. La cabina telefonică să stai atârnată de cabină. Fa, acolo, acolo mor. Așa. Dacă nu o găsești și nici baia, nu știu ce face. Vezi că noi avem... Eu cu Dima mă întreg, avem cele mai multe date-uri. Ce avem? Am 8 și Dima are 10. Date-uri. Eu cu Dima ne întrecem, avem cele mai multe din casă. Ah, nu, dar asta cu cabina telefonică vă e necesară, mamă, de curând. Nu, no, încă nu, așa eu nu mai răspund. Asta, cu asta ne-am înțeles din primele zile. Dar cum să se dă asta? Joșii la față. Tensiune. Este și la el, bine? De ce zrușim? Nu mai... Hmm? Ce te mascunzi? N-are rost să te enervezi, Diana. Cine a zis? Nu. Ah. La ce te gândești? Nu te gândești la ce s-a întâmplat? Nu. Nu te interesează? Nu, aveai tu bătut cu mai așa și aveam ceva. Și acolo când m-am enervat, la ce te-ai gândit? Nu știam, nu mai știu, nu știam cum să fac să te oprești, că n-aveam argumente. Argumente am dat și eu și mama când era războiul tău, că am zis cum început, cum a fost cu Irina, că s-a luat altă parte. Și? N-aveam ce să mai zic. Da, dar ce, ce-ai gândit când m-ai văzut că mă aprind? Nu, nu m-am gândit, că puteai să zici orice, nu mă deranjează, puteai să zici orice, dar... Nu-mi plăcea că se râdea, nu-mi plăcea că se râdea în tine. Și? Și asta e, n-am avut, am zis ce am avut de zis. S-a întrebat-o și pe mama și mama a zis că nu. Iala, iala, cum se fac așa? Păi și ce-am zis, mă? Sunt. Ia, ce faci, bine-a mea? Mă, sunt foarte nervos, sunt jos. Aoleu, dar ne sigur și-am fiecare zi de la muncă.
m-a enervat rău. Sunt foarte nervoasă, deci... Te bate joc puțin, nu? Până se termină. Da, la urâtă. Nu, mamă, știi ce m-a enervat? M-am enervat pentru că deja era a doua oară care îmi deschideau subiectul ăsta care nici nu era... Adică puteam să vorbim despre ce frumos să înțeleg ei doi, chiar dacă să ciondănesc, nu știu. Nu. Iar au mers la mine. Și asta, ăsta era scopul, să mă enervez, da? Mă, le-am dat ce a căutat. Fine, nu cântat. O vreau să mă vadă și pe mine nervoasă. Fata asta nu vorbește nimic, hai să o enervăm noi măcar. Că nu reușește nimic. Numai Dani. Că nu mă nervează non-stop. Foarte mult. Așa e bine. Deci iubirea e să vede. Și ce iubire? Dacă tu îi pui pe ăștia scurt. După aia mă duc și mă schimb. Promiți? Sexy pentru tine. Și eu vreau un copil acum, în momentul.